Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii Dornenii și pasiunele lor este Alexandru Floruț, Dornenul care nu numai că a făcut o pasiune pentru culturism, ci a ajuns chiar să aibă rezultate notabile în acest sport. Alex, când te-ai îndrăgostit de, de, de acest sport? La, la ce vârstă? La 15 ani. Prima oară a fost când am văzut poze cu Arnold Schwarzenegger și m-am îndrăgostit de acest sport. Și prima oară a fost la, uh, la Foresta, la un prieten, Cristian Avram. Și el prima oară a zis, uh, la cum arătam la 41 de kilograme, la 1,73 m, uh, a zis că să mă apuc de pimpoc, nu de culturism. Dar cine te-a dus la sala lui Avram? Uh, la sala lui Avram m-a dus unul, Ovidiu George, care acum este în Anglia, și el era practicant al culturismului, nu de performanță, de întreținere. Dar era așa o mișcare la, la Vatra Dornei pentru culturism? Știu că la un moment dat funcționa o sală chiar în centru orașului, erau câțiva băieți care mergeau regulat la sală? Da, într-adevăr, erau câțiva băieți care mergeau regulat la sală, dar... El, Petra Lăcătușul de la Gura Negri, mi-a zis că uh, tu arăți bine, ai o structură frumoasă, apucă -te de sport și ai să ajungi în final mare campion. Dar ți-a spus uh, să te apuci de culturism sau să te apuci de sport în general? Să mă apuc de culturism, de performanță el mi-a îndrumat. Tu aveai 15 ani și aveai peste 1,70 m, în schimb erai foarte, foarte slab. Da, foarte slab. Am început cu 18 cm în brațe. Și am ajuns în 9 ani de antrenamente la două, la 42. 42, da, la biceps. Da, da, la biceps. Neîncălzit. Care a fost uh, drumul? Pentru că spui că ai început la, la Foresta. Era o sală amenajată sau era o magazie, o, o, o chestie improvizată? Era o chestie improvizată. Dialogul Cristian Abram, tot. Uh, ceva de genul uh, cum s-a antrenat Arnold în anii 48-49-1948-49, cam așa ceva de genul acela și m-a îndrumat să, să mă apuc de pimpoc, nu de culturism. Prima dată când te-a văzut. Da, exact. Cât timp te-ai antrenat la sala de la Foresta? La sala de la Foresta uh, m-am antrenat uh, aproximativ uh, 3 ani. Și după aia am văzut că în trei ani am progresat, dar nu destul de mult, pentru că tipul meu este ectomorf și orice aș mânca nu mă îngraș. Și m-am dus la stelu după trei ani. La stelu acolo am început cu băieții și la un moment dat Ionuța Tudor am, a venit o vorbă, i-am zis la Ionuța Tudor, vreau să particip și eu la concursuri, care sunt destul de bine, mie îmi place cum arăt și îi place și la, îi plăcea și, și la de polițaiu și la... Uh, deci băieții care da, veneau da, de regulat da, la corect, sală, da, și te încurajau. Da, ei mă încurajau și au zis, participă uh, Marcus, așa îmi ziceau pe, pe acolo, că ridicam greutăți foarte mari. Ei aveau uh, zeci de ani de antrenamente și eu aveam, la început eram și ridicam aproape cât ei. Deci mi-a pus o porecă de la Marcus Roll, germanul uh, gigant. Care a jucat și în filme, cred. Nu, n-a jucat no. în filme. E Mister Olympia al șaptelea loc, în 2004. Și de atunci. Am făcut o perioadă la Stelul de patru ani și după patru ani i-am -am zis la Ionuța Tudorei dacă vrea să îmi dea o legitimație de la clubul care îi reprezint, CS Power Strong Vatra Dornei, și n-a vrut să mi dea pentru o sumă de 5 milioane. N-ai avut, n -ai, n -ai avut uh, acești bani, nu? În momentul respectiv. Uh, ba da, i-aveam în momentul respectiv, dar eu am zis că dacă îi reprezint clubul, de ce să mai dau banii aceștia? Pentru că invers, antrenorul trebuie să te sponsorizeze în deplasări, în cum zic eu, în ocazii, alimentații, tot el trebuie să organizeze treaba asta, să dăi bani la sportivi, deci să Deci tu spui, spui următorul lucru, că atâta timp cât ai lucrat la sala respectivă, ar fi fost bine ca uh, reprezentant al sălii să reprezinți clubul respectiv, pe, dar pe banii lor, da, nu? Da, pe banii lor, pentru că e și cazul, pentru că eu îți reprezint cum ar veni o companie, asta e o sală, eu o reprezint în, în România asta, la da. diferite competiții care mă duc și, e, cum zic eu, aș face faimă Dornei, că e un campion acolo, în Dorna. Dar tu, în momentul de față, pentru cine concurezi? Eu... Pentru Dorna? Nu concurez, din păcate, pentru Dorna. Eu, din de momentul de față, concurez pentru CS Titanic Târgu Mureș. Păi și Domn... cum ai ajuns să concurezi pentru Titanic Târgu Mureș? Pentru Titanic Târgu Mureș am zis că dacă nu vrea să-mi dă Ionuța Tudori să-mi fac o legitimație sau să îmi dea, am zis că m-am dus cu părinții, m-am dus la primul campionat zonal acum 5 ani în 2008 și... Uh, am fost la un campionat zonal și acolo erau diferiți uh, antrenori. Și m-am adresat la unui, unui antrenor și am zis că vreau să particip și eu, dacă se poate, la campionatul acesta zonal. Și da, a zis uh, să-i dau două pozitiv buletin și taxa anuală cât este la juniori, doar 70 de lei. Și automat am uh, participat la campionatul zonal. Și pur și simplu te-ai dus mediu. la unul dintre antrenorii prezenți la acel concurs și... Te-a acceptat. Da, Te-a acceptat, acceptat, a văzut în tine o, o speranță sau totuși, mi se pare destul de ciudat. Să mergi cu părinții la un concurs, să nu știi că vei fi acceptat în da, concurs pare. și cu toate acestea, să te ia totuși un antrenor care presupun că. S-a uitat puțin la tine, te-a analizat și a hotărât să te bage în concurs. Da, corect. Și din doi participanți a luat locul doi, din prima participanță. La categoria ta. Da, 80 kg juniori mici, că aveam 19 ani. Ce au zis părinții după acest concurs? Că ar fi mai bine să te lași? Te-au încurajat? Au venit înapoi acasă? M-au încurajat, din contra. A zis că apucă-te de sport și o să ajungi. Sper să ajungi un vicecampion, adică locul 2 pe România. Și visul meu este de a deveni campion, campion național la campion uh, național la bodybuilding clasic. adică nu contează uh, masivitatea da. sau mărimea. Contează esteticul. Ceva în genul lui Frank Zane. Am înțeles. Bun, uh, ai încheiat uh, antrenamentele și la sala lui uh, Stelu, așa cum o știam noi, undeva în centrul orașului. Ce ai făcut? Unde ai continuat antrenamentele? Pentru că ai depășit etapa Foresta, etapa Stelu, ce ai făcut ulterior? Da, aveți dreptate. Am depășit uh, etapa Foresta, etapa Stelu, dar uh, am zis că am ambiție și m-am dus la... Uh, să zicem, prietenul meu foarte bun, Cristi Dâmbu, pe, de pe strada Bârnărel. Da. Și el avea tot așa o sală improvizată și i-am zis, dacă mă lasă să, să continui acolo, antrenamentele pentru pregătirea de la uh, campionatul național de juniori din uh, 2009, unde am ocupat locul 6. Și într-adevăr, m-a lăsat să mă antrenez acolo și să fac ce vreau în sală și... Am luat, din păcate, locul 6 la Campionatul Național de Juniori mari și Mici din 2009. Un singur concurent am putut să Deci bat, Erau da. șapte, nu? Da, erau șapte în categorie. Și după aia, -am, după ce am făcut la antrenamente grele la uh, Cristi Dâmbu, la sala lui uh, proprie, și după aia am mers la uh, Călimai. Bun. Hai să vedem. Foresta, stelu, Dâmbu, Cărimani. Te-a supravegheat cineva în tot, în tot acest timp sau tu făceai după capul tău ce credeai că trebuie făcut? Sau citeai, te uitai pe internet, citai cărți? Cine te-a supravegheat? Nu, în momentul ăla nu aveam calculator, nu aveam nicio informație numai. Mai citeam din revista Culturii și Fitness scrisă de Florin Uceanu și... N-ai da, avut un ochi de profesionist nu. care să te urmărească? Nu, n-am avut pe nimeni, absolut. Eu m-am îndrumat cum să arăt mai bine, ce mai trebuie lucrat, respectiva grupă, ca să fiu estetic, să nu fiu masiv și urât. În Bun, dar an. tu, când mergeai la concursuri, așa, tu te uitai un pic în oglindă la cum arăți tu și cum arătau ceilalți. Te descuraja acest lucru, te motiva, vrei să, să arăți și tu ca ei? Într-un fel mă motivat, pentru că ziceam că eu sunt mic și ei sunt foarte mari. Deci m-a motivat foarte mult concurenții respectivi și mi-am pus ambiția și am ajuns totuși la o constituție atletică foarte dezvoltată. Care este modelul tău din România? Din România, modelul meu și sper să ajung în anii următori, Florin Lucianu este. Florin Lucianu? Da. De câte ori a fost campion național? A fost campion de... 21 de titluri de campion național. 21 de titluri de titluri de campion național. Ai ajuns la sala de la uh, Călimani. Da. Acolo am continuat uh, în jur de 6 7 luni și apoi uh, dintr-o banală greșeală a zis că eu am rupt uh, nu știu uh, postamentul de acolo cu un fel de ganteră că am trântit o, dar nu eram eu și m-a dat și acolo de acolo afară. După aia am zis că să merg înapoi la, la prietenul meu, Cristi Dâmbu. Și am mers el și el m-a primit. Totdeauna a zis că mă primește. Niciodată nu o să mă dă afară. O să fie, cum zic orice aș face în sala lui, deci nu m-ar da afară pentru nimic în lume. Deci el e impresionat de ambiția și de dorința ta. Da, într-adevăr, asta este. Și pretenia care o avem destul de bună. Când ai decis sau cu tata sau cine te-a ajutat să-ți faci. Bun, e mult spus o sală acasă, practic e o magazie în care ți-ai pus două-trei aparate improvizate. Da, într-adevăr, eu am fost cu ideea, eu cu tatăl meu am construit, să zicem, magazia asta, aceasta și sala este de la Bujoreanu, care a plecat în Irlanda de. 6-7 ani și mi-a dat mie sala. Adică ți-a dat aparatură? Da, ceva... aparatura toată. Da. da. bancă de piept, tot ce conține o sală. Bun. Cineva ar putea crede că cine știe ce aparatură. Sunt da. două, trei nu, ceva, o sală ca în vremea lui Arnold, prin 48-49, fel de fel aparate improvizate, sodate, dar nu contează unde faci sau cum arată, contează să ai ambiție și să îți placă acest sport. Deci, indiferent cât de performante ar fi aparatele, până la urmă tot niște greutăți trebuie să ridici. Corect, nu contează perf aparate performante, contează halterele și gantele, adică fierul brut, ca să devii un campion, cum zicea și Florin Ucean. De chiar dintr-o magazie improvizată, nu? Cu câteva greutăți uh, poți să ajungi, crezi tu că poți să ajungi campion? Eu sper să ajung campion, dar în România, din păcate, este uh, cu părere de rău să spun, este în jur de 99% să zicem uh, băieți care consumă fel de fel de substanțe care să ajungă la performanțe urluitoare. Adică iau uh, vitamine, se dopează, anabolizante, da, cum se cheamă acestea? Anabolizante, aceste? din păcate bine, ea. Uh, bine, dar sunt nici... riscante, nu ai luat niciodată? Eu n-am folosit niciodată, pentru nici părinții nu mă lăsau să folosesc asemenea. Uh, substanțe dopante. Îi văd pe niște... Deci, modul în care arăți tu, că mă uit la pieptul tău, la umeri, la brațe, uh, văd de asemenea niște băieți care arată ca tine prin oraș și în, în, înainte, în urmă cu câțiva ani erau scheletici de-a de dreptul, iar acum sunt... Super umflați. Da, într-adevăr. Crezi că vine de la antrenament sau de la aceste substanțe pe care și le injectează? Uh. O bună parte vine din substanțele care și le injectează. De exemplu, un, uh, un om normal de să zicem 40-50 de kilograme, da. dacă folosește trei luni substanțe dopante, poate să ajungă la o greutate de 100 de kilograme uh, super și în formă de concurs. În doar Dar care sunt luni? riscurile? Riscurile sunt foarte mari. Uh, uh, îți atacă substanțele aceste interzise, îți atacă ficatul, îți atacă rinichii, mai multe care. Sistemul nervos. Da, sistemul nervos, inima ce se mărește de două ori, că așa am auzit prin reviste, prin, da. Și na, este un lucru care. Poate crea impotență da, la bărbați? Da, și nu poți ajunge la o vârstă înaintată. Maxim, a fost cazuri când a ajuns la 37-40 de ani și a decedat. Deci tu spui că, din păcate, și în România, profesioniștii folosesc tot felul de vitamine pentru chiar și în timpul concursului. Da, exact, pentru o pregătire înainte de două-trei luni de, cum să zicem, competiție, ei folosesc mult mai mult steroizi, adică dublează cantitatea care o folosesc și vor să ajungă acolo sus uh, campion național sau, de exemplu, cum a fost uh, Laszlo Kovacs care de la Baia Mare l-a prins dopat la campionatul național de seniori în 2010, l-a prins dopat la 80 de kilograme. Și, da, da. într-adevăr, arăta foarte frumos uh, ceva stilul lui Arnold, dar mai mic o leacă. Da. Cum era Arun la 20 de ani și el are 42 la Zlocobacks din Baia Mare. Iar apoi ți-ai improvizat în magazie o sală, ai trecut ulterior la o altă categorie, presupun că ai depășit etapa junioratului. Da, într-adevăr, ultimul campionat care, cum zic eu, nu m-am calificat în finală pentru, din cauza dopaților, să zicem, nu dopaților sportivilor care folosesc substanțe interzise da. și într-adevăr nu m-am calificat în finală pentru că am, am avut și o plecare în Germania destul de uh, obositoare și m-a slăbit m-a tras în jos. Adică te-ai dus să muncești, să faci bani ca să poți să-ți continui uh, pasiunea. Da, într-adevăr uh, uh, culturismul acesta uh, Necesită finanțe și dacă nu ai finanțe nu poți să ajungi acolo sus De ce n-ai încercat, uite cum a făcut atletul Cristian Prâsneac A mers la primărie, l-a -a convins pe domnul primar Domnule, eu sunt un atlet, pot să aduc rezultate dornei și pot să fac cinste orașului în țară și peste o hotare De ce n-ai încercat să ai o discuție cu primarul orașului? Într-adevăr, mă gândeam să mă, duc, să mă duc pe la Astra Asigurări, să, cum campionii naționali zic că îi finanțează cu bani pe lună, Astra Asigurări în jur de 500 de roni, 1000 de roni, campion național. Nu știu, eu ziceam că nu am valoare de aia, n-am vrut să... N-am vrut să mă duc la primărie. Deci, am vrut să mă duc la primărie, dar ziceam că nu aduc rezultat Dornei și decât să dau greș, mai bine am renunțat. Și... Sau ai așteptat un rezultat mai bun pentru ai, ar spune celor care conduc Clubul Sportiv Municipal Vatra Dornei? că, uitați, am avut am înregistrat un rezultat este de excepție pentru un om care și improvizează antrenamentele într-o magazie. Dar cum aș putea reprezenta doamna dacă vă interesează? Sau puteai să mergi la, știu eu, la domnul Stelian Chiforescu, care reprezintă Aqua Carpatica, o firmă destul de importantă. Sau poate cei de la Coca-Cola. Adică în sportul, în orice sport, nu numai în culturism, e nevoie de finanțare, e nevoie de bani. Da, corect, într-adevăr este nevoie de bani, pentru că în, dacă nu ai avea bani și ai vrea să fii campion uh, național, n-ai putea uh, să devii campion național fără finanțe. Îți trebuie, în primul rând, uh, dieta pentru concurs înainte cu trei luni, îți trebuie proteine arzătoare și acestea, totuși, uh, constituie o sumă destul de mare în pregătirea de trei luni de concurs înainte de concurs. Uh, bun, tu, deocamdată... Din ce știu eu, muncești cu ziua, ai încercat să te angajezi la o firmă de pază, dar deocamdată nu au locuri. Tatăl tău ce mai muncește și dumnealui, nu? Eu îl cunosc pe la bazar, de pe da, la piață. Tata... El te El mă susține în toate competițiile care trebuie, oricum, trebuie să ai ceva bani la tine, nu te poți duce cu mâna goală. Deci, și, de exemplu, să nu-l uităm pe Vlad Pihurea, care m-a ajutat foarte mult la competiția de la Suceava care era o taxă de 100 de roni și nu mai aveam bani de drum înapoi. Așa a constituit pregătirea mea. Deci a fost foarte solicitanță din punct de vedere financiar. Deci ai fost odată în Germania, ai lucrat câteva luni, ai încercat să vii cu ceva bani ca să te finanțezi în continuare, dar spui că ți-ai dat programul peste cap pentru că ai venit obosit, slăit, slăbit. Da. Da, între adevăr când am plecat aveam 89 de kilograme și când am venit am avut numai 76. Într-adevăr m-a tras în jos străinătatea pentru că am depus un efort imens și m-a tras în jos. Am slăbit foarte mult și din musculatură și din grăsime. La ce categorie uh, concurezi în momentul de față? Eu, în momentul de față, la 85, am concurat la Naționale anul trecut la seniori. Din păcate eram junior, n-am știut. 85 și... greutate, da? Da, 85 kg da. greutate și uh, n-am putut intra în finală. Din păcate, a luat prietenul meu foarte bun de la Gura Negri, Petre Alăcătușu, și el un sportiv desăbășită al uh, clubului CS Power Strong Batradornei, care ocupa locul 5 în final da, 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 deci e Lăcătușul, da? Da, Lăcătușul da. Petre. Și în continuare se pregătește și Dumnealui, nu? Da, și în continuare se pregătește să iau un titlu mult mai bun la campionatele naționale din acest an, în septembrie. Deci tu te pregătești în această vară pentru campionatul național din septembrie, tot pentru categoria 85. Uh, nu, greșit. Uh, nu o să mai particip la culturism... Uh la culturii seniori, am să particip la bodybuilding clasic seniori, pentru că acolo nu contează uh, masivitatea, da. mărimea, contează esteticul, să fii proporționat frumos și să ai o alură de atletic, de sportiv de clasă, de uh, ceva în genul lui Frank Zinn, El era cel mai, uh, se spune în anii uh, gloriei, că era cel mai estetic și l-a bătut și, cu, uh, și pe Arnold cu 20 de kg mai greu, la Mister Olympia. I-a luat titlul din față. Dar cine cine ți-a spus că aici ar fi bine pentru tine să să concurezi, că e, e mai ai șanse mai mai multe? Ți-a spus un antrenor sau tu ai ajuns la concluzia asta? În acești ani în care am participat la campionatele naționale de culturism juniori, am sesizat că nu pot face față la la performanțe, de exemplu, să ești campion național, vicecampion dacă nu iei substanțe interzise. Și, din uh, contra, am zis că eu sunt natural și încerc și sper să devin campionul național al României. Crezi la că, Cred că dacă uh, în urmă cu 5 ani sau poate chiar de la început ai fi avut un antrenor și un sponsor uh, și poate chiar dacă ai fi luat și anumite substanțe ai fi ajuns mult mai departe decât ești în momentul de față? Da, într-adevăr aș fi ajuns mult mai departe și antrenorii obligat mă făcea să iau steroizi ca să ajung sus, sus de tot. Deci și eu nu luam steroizi, dar ajungeam într-adevăr sus cu finanțe mai, mai multe și mai. Da. și proteine consumam mai multe și necesarul strict de alimentație mi-l și ajungeam, într-adevăr, mai sus, poate puteam deveni campion național juniori. Pentru că într-o zi s-ar putea să spui, domnule, eu am avut un mare potențial, păcat că nu m-a înțeles nimeni și nu m-a ajutat nimeni, puteam să fiu campion național chiar și cu anumite substanțe care sunt permise. Nu există acest regret în momentul de față sau tu consider că în acest sport încă n-ai dat totul din tine? Eu consider că la 23 de ani am cariera în față de sportiv de performanță la bodybuilding clasic și n-am arătat tot cât de cât sunt în stare și ce, formam să aduc la campionate naționale de bodybuilding clasic. Alex, hai să întreb puțin în casă pentru că ai câteva diplome și sunt pe perete și ar fi bine să măcar două-trei cuvinte despre cele mai importante. Da, corect. Haideți să vedem. Alex, ce care este cea mai importantă diplomă din ceea ce vedem noi aici și cea mai importantă me medalie pentru tine? Cea mai importantă diplomă este aceea albastră. Da. Din cauza. Pentru că uh, în 2012, cu petrele cătușul de la Gura Negri, am fost la Ianca la Brăila și am devenit campion zonal pe toată Brăila. Cea mai importantă diplomă din cariera mea, după părerea mea. Tot uh, juniori, 80 de kilograme. Juniori, plus 80 de kilograme. Deci aveam piste 80 de kilograme. Aveam în jur de 83. Uh, ai și un loc 3. Uh, la ce concurs ai luat locul 3? Locul 3 am luat uh, tot anul trecut, uh, tot, tot cu... Uh, Petre Alăcătușul de la Gora Negri, am luat locul 3, această, diplom, medală este, da. și el a luat locul 2, medale de argint, Da, cu 10 ani mai mare ca mine. Și următoare diplomă care, cum să zic eu, deci mi-a dat un impuls să continui acest sport și să devin din ce în ce mai bun, este acest loc, 3, tot medale de bronz, la Cupa uh, Memorialul Popa Anatol Călăraș în 2010, în 2010, da. Uh, iar anul acesta, anul acesta n-am participat uh, încă, nu? încă la, la concursuri. Dar am să am să mă pregătesc din ce în ce mai bine și sper să să duc dorna cât mai sus, să reprezint dorna. Și cu ajutorul primăriei de ce nu? Da, deocamdată, oricum e un prim pas faptul că noi mediatizăm pasiunea ta, rezultatele tale, munca ta, care este prima ta diplomă din colecția de diplome pe care Prima le mea prima mea diplomă este la la Mediaș, când am fost cu părinții mei care m-au susținut și au zis că să mergem la un concurs, poate te va vedea un antrenor și te va susține, te va legitima. Care este? Este această, diplomă de la Mediaș, locul 2, la categoria 80 de kg, juniori mari și din doi sportivi. Deci în 2009? În 2009, da. La categoria juniori. Da, da, la 80 de kg. Da, uite că deja peretele Încet, încet se, se umple. Se umple. Da, da într-adevăr. Sper să se mai umple nu de cartoane, sper să se mai umple nu de diplome, de medalii. Sper. Și de ocupă, o nu? De ce nu? Da, de ce nu ocupă? Ar văd fi că, primită. Văd că ar fi binevenită pentru acest moment din cariera ta, dacă putem spune că e o carieră. Văd că Uh, invitatul special a fost Marcus Râl, cel de care ne spuneai, nu? La, la Cupa... La Cupa Sebastiano, într-adevăr, Sebastian. da, a fost invitat special adus de Gabriel Toncean, președintele acestui an al Federației Române de Culturi și Fitness, care am o stimă deosebită pentru dumnealui care în primul rând ajută sportivii să-i ducă spre performanță cât mai mari și la competiții îi susține, cum se zic eu, deci îi cazează fără bani, fără nimic și mâncare gratis. Deci e un domn și un președinte într-adevăr al Federației Culturiști și Fitness. Alex, părăsim acest spațiu și mergem pentru ultima noastră etapă. În așa zisa ta da, sală, sală. În, în magazia în care tu ți-ai improvizat uh, sălița de, de, de sport. Da. Alex, eu văd că în sala ta sunt mai multe poze decât uh, aparate, iar aparatele sunt extrem de rudimentare. Adică, sunt uh, halterele, cel puțin, sunt din fier improvizat, adică nu sunt haltere. Uh, standard. Da, într-adevăr am mai multe postere, pentru că dacă nu ai avea într-o sală postere, ar fi exact ca o magazie. Deci îți dă mai multă ambiție și să ajungi ca acel respectiv de pe poster. Și într-adevăr ganterele mele se poate regla de la o greutate mai mică la o greutate mai mare. Deci pot să improvizez multe în sala aceasta, aceasta destul de mică. Păi, hai să vedem. Văd că ai aici un aparat. În data o să ne faci o demonstrație, nu? Da. Acesta corect. care tot Acesta o improvizație. Este uh, nu este o improvizație. Exact așa sunt și aparatele de la uh, Cristi Dâmbu, de la uh, Cristi Abram, de la. Uh, dar eu mă îndoiesc că cei cu care tu concurezi se antrenează pe, pe așa ceva. Adică au apărut tot felul de, de aparate foarte performante și foarte calculate. Da, într adevăr, într -adevăr a, a apărut și aparate care merg doar cu curent. Deci când s-a terminat curentul, nu mai poți să, să miști greutatea respectivă. Eu mă antrenez pe aparate vechi, dar nu contează aparatele, contează în primul rând să ai ambiție și să vrei să te antrenezi și să, și să devii cât mai să devii campion, să tind spre acel cel cum da. eu vreau să ajung cât de Florin uh, Hai să vedem uh, în spatele nostru deci, acestea sunt da. halterele, nu? Nu, ganterele. Ga ganterele. Aici sunt discurile mele, improvizate, și acelea sunt ganterele și am doar un set de glante gantere reglabile. Bine, eu zic că toate aceste discuri sunt de pe la tot felul de mașini. Da, într adevăr, este sala lui Bujoreanu, nu știu de unde le-a procurat. Componente de pe la mașină. Da, că... într adevăr, componente de pe la mașină. Dar nu contează cum arată fierul, important este să ridici fierul și să vrei să crești în masă și să îți placă când te uiți în oglindă și să faci antrenament, asta constituie culturism. Văd că tu ești și în aceste fotografii aici, nu? Din 2010, nu? Uh, care, care ești? Da, într-adevăr. Cel mai înalt, nu? De acolo, nu? Da, cel mai înalt sunt. Într-adevăr, aici este la Cupa Sebastianu, tot organizată de Gabriel Toncean, unde de-abia am luat locul 6 din 7 sportivi. Și da, acesta sunt eu, acesta de aici. Da. Și din dreapta, practic în toate pozele în dreapta. Da, în toate pozele în dreapta, da, într Ești mult mai înalt, văd că e mai greu pentru un sportiv înalt să-și scoată musculatura în evidență? Într-adevăr, este un efort mult mai mare ca să încordezi o musculatură, cum se zic eu, atletică mai înaltă și mușchii sunt mai lungi, mai prelungiți, deci un efort imens față de un atlet de talie mică, da dar și Arnold, văd că ai o grămadă, cred că ai un cult pentru Arnold. și și el era un sportiv înalt, nu? Da, într adevăr, Arnold, Arnold atingea 1,90 de centimetri și eu am 1,83. Da, într adevăr, Arnold este un, o legendă și va rămâne o legendă a culturiștilor care practică din lumea asta acest sport. Iar în poza asta ești tu la 21 de ani? Da, în 2011 La campionatele zonale De la Târgu Mureș Unde am ocupat locul 2 Din 3 sportivi Și am luat medale de argint Este un fel de medale de argint Nu este chiar de argint Pentru că nu este campionat național Unde într-adevăr chiar sunt Medalele originale de argint De bronz și de aur Ce aparată mai aici? Uh, mai am o bancă pentru piept, care pot face împins cu, cu haltera. Aici mai avem un, un, un postament pentru flexii cu, cu picioarele, pentru partea din fața piciorului, care mușchii se văd aici în evidență, la mine. Da. Într-adevăr, acest aceste aparat mi-a adus o dezvoltare incredibilă a cvadricepsurilor mei. Și cam atât, ce să vă zic? Oricum, aparatele <fie> sunt rudimentare, nu, nu Nu te supăra că ceea ce spun, spun de fapt în avantajul tău. Dacă tu ai ajuns la, uh, hai să spunem, la aceste rezultate cu în această magazie, uh, mă gândesc într-o sală în care se antrenează sportivii profesioniști, ai uh, avea mult mai multe șanse să ajungi mai repede la uh, visul tău acela de a ajunge campion național. Dar mai am o întrebare. Cum te antrenezi tu iarna? Pentru că eu mă uit așa printre cartoanele pe care le-ai pus peste scândură și se vede afară. Da, într-adevăr, m-am antrenat și din ambiție la minus 25 de grade într-adevăr este frig dar te încălzești în timpul antrenamentului, dar nu chiar așa încât să fie bine cum e într-o sală de performanță să zicem luxoasă căldură, de toate duși, saună, da, într-adevăr este, cum zicea și Arnold nu contează că ți se lipesc mâinile la minus 25 de grade când pui mâna pe halteră contează să ai ambiție și să uh, faci antrenament și vei, vei ajunge din 5 ci mai dezvoltat, mai frumos, mai armonios, plăcut ochiului. Dacă cineva, după acest interviu, se va oferi să te sponsorizeze sau să-ți ofere un loc de muncă, vei accepta? Da, voi accepta că, într-adevăr, acest sport, cum am mai zis, depinde de resurse financiare și am nevoie de resurse financiare pentru a deveni un campion național al României. Noi ne vom reîntâlni după, la sfârșitul lunii septembrie, după acel concurs și o să vedem, o să ținem pumnii, să sperăm că te vei clasa pe un loc onorabil, pentru că ai nevoie și tu de, de rezultate. Ori aceste rezultate îți alimentează dorința și ambiția de a, de a continua. Da, într-adevăr, o să ne vedem, sper să fiu, măcar dacă nu campion național al României, vicecampion, adică locul 2 pe toată România, la bodybuilding clasic, frumusețea corpului, nu masivitatea. Alex, ce să zic, mult succes și încă o dată eu nu pot decât să te felicit că un tânăr la 23 de ani, la Vatradornei, are o astfel de, 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 de pasiune și Recunosc că ambiția și îndărjirea cu care luți pentru visul tău, să știi că m-au impresionat, tocmai de aceea m-am -am decis să mediatizez uh, uh, pasiunea ta și, cine știe, poate vor fi oameni care vor fi alături de tine în perioada următoare. Da, mulțumesc tare mult pentru acest uh, interviu și sper să nu vă fac de rușine să devin campion național la României într-o sală, să zicem... Uh, din vremea vremea epocii